În aceste momente care sunt destul de grele pentru toată țara din contextul pandemic și boli multe și, bineînțeles, tehnologizare mai precară a sănătății, tot anul acesta Consiliul Județean Cluj a investit cea mai mare parte din bugetul de investiții care era, pot să spun, puțin mai liber, nu era legat de contracte, l-a transmis tot timpul, de fiecare dată, aproape în fiecare ședință am tot dat bani la, atât la spitale din subordine, cât și la celelalte spitale, atât din Cluj, din municipiu, cât și din județ. Și acum, la această ședință, am dat peste 4 milioane de lei la mai multe spitale, tot așa, cum am spus, atât din subordinea Consiliului Județean, cât și din celelalte UAT-uri. Este foarte important să investim în sănătate, este foarte important să avem grijă unii de alții, dar cel mai important este să avem și siguranța zilei de mâine. Pentru asta investim foarte mult în tehnologie, foarte mult în materiale și, bineînțeles, și cât se poate și în clădirile din subordinea noastră, că acolo asta este regula. Dar pe tehnologie, pe proiecte accesate, pe cofinanțare de proiecte, aici Consiliul Județean a ajutat foarte mult în acest an. Despre centrul de transplant, ce ne puteți spune? Centrul de transplant este tot un proiect foarte important al Consiliului Județean pe care atât lumea medicală din Cluj, că aici avem know-how fiind universitatea prezentă și bineînțeles parteneră în acest și în acest proiect. Am aprobat indicatorii tehnico-economici, ceea ce este cel mai important pas pentru accesarea fondurilor europene. Bineînțeles, au fost, probabil, au fost multe discuții pe marginea acestor indicatori și pe marginea acestui proiect. Nu este ultima hotărâre de Consiliul Județean, sigur vor fi încă foarte multe, deoarece acesta a rezultat acum din studiile pe care le-am primit, pe care le-a făcut o echipă întreagă de atât din personalul nostru, cât și din experți cooptați, bineînțeles și din directori de spitale. Acum s-a ajuns la o anumită sumă, la o anumită viziune, care evident se va putea îmbunătăți și va fi îmbunătățită. Principalul este să se pornească acest proiect și după aceea să îl putem utila, tehnologiza cât se poate de bine și atunci avem șansa de a avea acest centru unic, cred că e primul centru de acest gen și va fi ultramodel, ultima generație, totul și va fi în Cluj. Asta este important.